Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit! Eu sunt Tudor Atanasiu și astăzi am un super tutorial pentru voi. Așa cum ați văzut în videoul de mai devreme, vom crea o rampă de viteză pe beat muzical. Sau mai exact, vom crea acele porțiuni de super slow motion și acele porțiuni de super fast motion, adică pe repede înainte, în funcție de waveform-ul unei melodii. Da? Aici în After Effects avem această melodie și dacă apăsăm de două ori L, putem vedea waveform-ul acelei melodii. Pe aceste forme avem niște dâmburi, da? Bum, bum și așa mai departe. Ei, eu am dat ca pe fiecare dâmb să prin viteză. Prin viteză și când nu mai este dâmb, slow motion. Fast, slow, fast, slow, fast, slow. Și partea frumoasă este că tot acest proces este automatizat. Adică tu poți să vii cu o altă melodie și pe baza beat-ului acelei melodii vei putea crea o nouă rampă de viteză. Ceea ce este foarte, foarte tare. Bun, și înainte să intrăm în tutorial, vreau să vă mai spun că voi lucra cu un plugin care se numește Twixter Pro. Sunt convins că mulți dintre voi știți deja cum lucrează acest plugin, dar pentru cei care nu știu, cu acest plugin Twixter Pro poți să faci un slow motion mult mai lin și mai slow, cred că ăsta este cuvântul, decât ceea ce poate să-ți oferă After Effects sau Adobe Premiere. În sensul că interpolarea între frame-uri este mai inteligentă și poți avea rezultate mult mai bune. O să vedem cum lucrează în acest tutorial. Ok, fără nicio altă ezitare, să-i dăm bătaie. În primul și în primul rând am filmat cu un GoPro 7. Da? Și cu acest GoPro 7 poți filma HD, adică 1920x1080 și cu un frame rate de 240 de cadre pe secundă. Ceea ce este foarte, foarte tare. E adevărat că sunt și avantaje, sunt și dezavantaje. Marile dezavantaje, bineînțeles că țin de imagine, de claritate, dar și de stabilizare. Da? Stabilizarea este chiar moartă. Poți spune că nu ai deloc stabilizare pe acest frame rate. Ideea este că eu am filmat cu 240 de FPS pentru a face un super slow motion, să mă duc foarte, foarte lent. Da? Bun, hai să creăm o nouă compoziție. Clic dreapta, New Composition și scriu rampă de viteză. Și voi lăsa frame rate-ul de, lăsăm HD, cu 29.97. Da? O să-i dăm OK. Iar aici o să aducem filmarea în compoziție. Și după cum puteți vedea, filmarea este deja decupată, pentru că în After Effects, dacă dai dublu click pe o filmare în Project și o deschizi în panoul Footage, poți să o decupezi de aici. Și în momentul când o adaugi în compoziție, o adaugi deja decupată. Foarte, foarte tare. Bun, hai să dăm click dreapta pe filmare, Time, Enable Time Remapping. Asta înseamnă că poți controla viteza clipului cu keyframe-uri. Da, observăm că aici este un keyframe. Ăsta, de fapt, este punctul final al clipului. Acum hai să aplicăm acest Twixter Pro pe filmare. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem aici, nu trebuie să știi foarte multe din acest plugin, dar cel mai important lucru este să-i dai la input frame rate, frame rate-ul clipului tău. Da? Și noi avem un 239 punct, cât era, 762 parcă. Ia, stai să mai mă uit o dată. Da, 762. Bun, hai să întoarcem în Effect Controls. Și de aici noi vom controla procentajul de speed. Mergem în Project și aducem melodia. O să apăsăm de două ori L, ca să vedem waveform-ul, și o să aleg o porțiune din melodie, pe care o știu eu și vă explic imediat de ce aleg așa. Deci, vreau aici, unde nu avem acele mici dâmburi, să merg pe slow motion vreo... ia stai așa. Aș vrea câteva secunde să fie pe slow motion și apoi să înceapă cu fast motion. Dacă apăs punct din tastatura numerică, putem asculta doar sunetul. Foarte tare. Bun, și acum trebuie să convertim acest waveform în keyframe-uri. Cum facem asta? Simplu. Dăm click dreapta pe melodie, Keyframe Assistant și Convert Audio to Keyframes. Și automat apare aici un null, Audio Amplitude, și dacă apăsăm U, putem vedea că apar niște canale, canal Left Channel, Right Channel și Both Channel. De Left și Right nu avem nevoie pentru că avem aici Both, da? Putem să le ștergem. Și acum, dacă apăs pe slider și mă duc în editorul grafic de animație, și mai mult de atât, mare atenție, dăm click dreapta, Edit Value Graph, trebuie să vedem valorile sau plaja de valori a acestor keyframe-uri, un waveform de keyframe-uri, mai bine spus.
Da? Ei, noi trebuie să îi spunem After Effects-ului așa. Între anumite valori de aici, da? De exemplu, între 30 și 50, este un exemplu acum, nu neapărat că vom face asta, vreau să crească în viteză, de la 30 la 50. Problema este că tranziția de la un keyframe la altul este foarte bruscă. Adică din slow motion te duci foarte rapid în fast motion. Și vrem să evităm asta, vrem să fie tranziția cât mai lină. Pentru asta vom scrie o scurtă expresie care se numește smooth. Apăsăm alt click pe cronometru și voi scrie smooth, iar în paranteze .1,10. Vă arăt imediat ce înseamnă. Dăm click undeva în aici, intrăm din nou în editorul grafic, dăm click pe slider și nu s-a întâmplat nimic pentru că nu am activat și acest buton. Acest buton e un fel de before and after, adică înainte aveam graficul ăsta, da, colțuros, și acum avem, observăm și noi, curbele astea mult mai line. Da? Deci, practic, tranziția se va face pe mai multe keyframe-uri de aici și mult mai lină, ceea ce este foarte tare. Și acum trebuie să mapăm niște valori, adică să-i spunem între ce valori să prindă viteză. Și facem asta cu expresia linear. Dar mai întâi hai să ne uităm să vedem între ce valori. Păi aș zice că când se află sub 35, aș zice un 35, hai să mărim puțin acest timeline, când se află sub 35, să fie slow motion. Și de la 35 până la, hai să vedem, mai este mai înalt, uite, până 60, hai să zicem până undeva la, până la 63, da? Deci de la 35 până la 63 să prindă viteze. Și pentru asta ne ducem înapoi în timeline. Acest smooth trebuie să-l băgăm într-o variabilă. Nu se întâmplă nimic. Pur și simplu îi spunem că x egal cu această expresie. Doar că acum apelăm această variabilă în noua expresie. Adică linear, iar în paranteze o să spun așa, x, adică noul grafic, între valorile 35 și 63, da? Deci ăsta este minimum și ăsta este maximum și când este sub 35, vreau ca acest slider să fie 20, da? Și când ajunge la 63, la valoarea 63 din acel grafic, vreau ca sliderul meu să fie de 300. Așa, hai să închidem. Uitați-vă și voi, când merg cu acest cursor pe aceste dâmburi, uitați-vă la valoarea de la slider de aici, da? Ea crește, bum, 100, 200 și scade în funcție de acel waveform, de keyframe-uri. Da? Foarte, foarte tare. Și noi trebuie să legăm speed-ul de la Twixter de acest slider. Atât trebuie să facem. Haideți să vedem. Dăm click pe filmare, effect controls. O să dau dublu click pe speed, ca să-l deschidem aici în timeline. Și cu această spirală de la speed, glisez până pe slider. Observăm că și cadrul mi s-a schimbat pentru că clipul s-a lungit după noile valori și va trebui să găsim un nou cadru, o nouă porțiune pe care să o folosim. Hai să dăm mai în față. Da, cred că este. Ok, hai puțin mai în față. Hai să lăsăm de aici. Bun, și acum hai să dăm un 0 din tastatura numerică să vedem ce s-a întâmplat. Da, cred că este suficient. Ia să dăm un play. Foarte, foarte tare. Și dacă vrei ca aceste porțiuni rapide să dureze mai puțin, ai putea să mișorezi intervalul pe care noi l-am setat aici. Și cam acesta este tutorialul, dragi prieteni. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, m-ar ajuta și pe mine foarte mult. Un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și ne vedem data viitoare cu un alt tutorial. Numai bine, pa, pa!